Ascultați balada celor cinci motănași de Ion Druță. Partea de sus a orașului era socotită de pisici ca cel mai fericit colțișor de pe fața pământului. Și nu era mâță ce n-ar fi visat ca odată și odată să se mute într-acolo. Dumnezeu știe ce le ademenea în partea cea de oraș, poate piața mică, unde vânzătorii picurau veșnic în așteptarea cumpărătorilor și oricând puteai șterpeni câte ceva. Poate livezele mari, unde mai puteai da de vrăbii bătrâne și mioape. Poate acoperișurile vechi și umbrite, unde găsești întotdeauna o vecină gata să-ți asculte păsări. Oricum, parte de sus a orașului era socotită de mâțe ca un fel de rai motănesc și se abăteau încoace cine știe de pe unde. Multe trăiau la stăpâni, având nume și culcuș, altele trăiau de azi pe mâine, dar cea mai mare parte cutreierau grădinile să vadă desadevărate cele ce auzeau ele despre traiul pisicilor de pe aici. Apoi, într-o bună zi, a mai răsărit o mâță. N-a luat-o nimeni în seamă, că prea era caragioasă, erau ciupite amândouă urechile și lipsea mai mult de jumătate de coadă. Acu era Dumnezeu știe. Pe semne era a nimănui. Blana ei, albă cândva, devenise galbenă, dovada multor ani de pribegii. Începuse chiar și a sălbătici, avea mersul moale, hoțesc, gata, de fugă. A umblat o bună jumătate de zi din ogradă în ogradă și, cum se vede, avea de gând să se mute cu traiul încoace. Căuta într-una ceva, era atât de preocupat încât nici nu mai simțea când se luau câinii din urma ei. Abia când colții blestemațelor erau la o șchioapă de blană, mâța se aduna ghem, scotea un șuierat scurt și atât de sălbatic încât potâile își vedeau de treabă prefăcându-se că au vrut să facă și ei o glumă. A tot trecut pe sub garduri, a tot mirosit urma cuiva, până s-a oprit în fundul unei ogrăzi lângă o cocioabă de scânduri. Era o cocioabă veche de tot, cu acoperișul fugit pe frunte, cu o armată întreagă de proptele înfipte în coastă. Sta de multă vreme așteptându-și ceasul și nu se folosea nimeni de dânsa, căci, fugind la vale, cocioaba și-a închis ușa pentru totdeauna. Locatarii au lăsat-o în pace, vârându-i din vreme în vreme câte o proptea și dând copiilor de grijă să nu vină cu joaca încoace, ca să nu nimerească tocmai atunci când i-a sosit cocioabei ceasul de apoi. Mâța însă nu era dintre cele fricoase. A tot încercat să intre când pe sub ușă, când printr-o crăpătură de la temelie, apoi, suind o proptea mai lungă, a sărit pe acoperiș și a prins a toarce mulțumită. Acoperișul avea niște găuri prin care putea trece o mâță cu tot cu stăpâna ei. Până în seară n-a ieșit din cocioabă. Pe la amurg a sărit jos și a prins a căra în pot fel de fel de nimicuri. A suit niște cărpe vechi, un deget de mănușă, o bucățică de blană furată dintr-o tindă. A tot adunat o noapte întreagă. Dinspre ziua a mai suit în podul cocioabei o coadă de pește și n-a mai coborât înapoi. N-a coborât toată ziua, nici a doua zi n-a coborât. Tocmai a treia zi dimineața a alunecat de pe proptea jigărită numai pielea și oase. S-a apropiat de primul prag ce i s-a întâmplat în cale și a prins a meuna moale și sfios. Miau, 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 cerșea. Dar n-a avut răbdare să aștepte până s-a trezit mila stăpânii. A intrat într-o verandă de sticlă și a zburat îndată înapoi cu o mătură aruncată în urma ei.
Apoi a sărit în lada cu gunoi, fără să se fie așezat la rând de cu seară, și a făcut mare tărăboi printre pisoii capitalei. Pisicele ușernice și-au demnitatea lor. Avea și măța asta galbenă cenușie. Dar s-a întâmplat ceva cu dânsa, că după dimineața aceea n-a rămas nici urmă din demnitatea ei. Se milogea la fiecare ușă, se repezea la câini, încingând mare bătaie pentru mâncarea aruncată lor, furată din piață, de prin beciuri. Se întorcea numai pentru jumătate de ceas în podul cocioabei, apoi igoana după mâncare pornea din nou. La câteva săptămâni, pe acoperișul cocioabei, a răsărit un botișor de motănaș și a prins a cerceta lumea din jur împrejur, zâmbind de parcă se ruga. Miau, miau, fraților, cine-mi dă un ghemușor să mă joc o leac? Peste o clipă a mai apărut un motănaș care vrea ghem, acela însă n-a mai stat până se aduce. A pășit voinicește spre streașină și, firește, a venit cu capul în jos pe un strat de morcovi. Era atât de uluit sărmalul încât nici n-a mai miunat. În schimb, frate său a făcut pe acoperiș o zarvă nemaipomenită. Miau! 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 A venit într-un suflet măța, l-a prins male în gură pe cel căzut, apoi a pornit să urce propteaua, pășea rar, încet. S-a prins cu o labă de streașină, o clipă a târnat amândoi în văzduc, apoi măța s-a făcut arc, arcul s-a desfăcut și a dispărut în podul cocioabei. Erau cinci. Da, erau cinci. Cel ce apăruse primul pe acoperiș se întâmplase să fie mai răsărit decât ceilalți și era cam fudul de chestia asta. Apoi venea cel de căzuse voinic, dolofan și isteț. Numai lui trecea prin cap să se suie pe spinarea mamei spre a-și împlini somul, căci la urma urmei și acolo era moale și cald. Apoi mai erau doi deopotrivă, pe semne le plăcea că seamănă unul cu altul și legaseră o prietenie cum rar se întâmplă printre motani. Veneau des din dimineață lângă degetul de mănușă și se tot jucau cu dânsul până ce-i prindea somnul. Al cincilea era puțin tel și nenorocit, abia începuse a merge și el. Acum măța era supărată. Auzi tu, să se ducă cela ca prostul la streașină și să vie cu capul în jos. Totuși, oricât de supărat ar fi fost, când l-a văzut pe cel mic că vine să sugă, l-a lăsat în pace. Apoi când cei doi tovarăși ce se jucau toată vremea cu degetul de mănușă și habar n-aveau de cele întâmplate, au venit să sugă. Cel mare s-a repezit să-l ia înainte. Motănașii sug. Cinci codițe ridicate, sus, seclate în încoace și încolo, a plăcere. 10 urechiușe stau ciulite, gata să se ia la sfadă cu oricine ar încerca să le strice masa. Apoi codițele coboară câte o leac, urechiușele picură și motănașii adorm cremăjoară. Numai cel dolofan iese din mijlocul lor și beat somn urcă pe spinare mamei. Ce să-i faci? Așa-i când te-ai deprins, hei! Erau toți cinci bălani și curăței, așa cum fusese și ea odată. Aveau urechiușele întregi și codițele frumușele. Era o mare minune codițele cele. După atâta pribegie, sărmana măță, pe semne, se aștepta că și motănașii ei vor avea urechiușe ciupite și ceva mai puțin din jumătate de coadă. Dar a fost să fie altfel. Și n-avea capăt mândria ei de mamă. Încetișor, ca să nu-i trezească, a prins a le linge blănițele, de parcă ar fi vrut să le vadă toată viața așa curățele cum au apărut pe lume. O rază de lumină strecurată prin acoperiș a dormit deasupra motănașilor și erau ei frumoși,
cum nu se mai poate spune. Pe la zori i-a trezit să mai sugă. Cel micuț nici nu vroia să se trezească. Ce fel de supt, dragă? Ce supt, a? Miau, miau. Totuși, călcată de ceilalți, s-a trezit și a prins a izbi și el cum putea. Ce înseamnă, mă rog, să-i strice somnul? După ce i-a văzut adormiți, mâța a alunecat încet pe proptea și a pornit prin ogrezi căutând mâncare. Era o toamnă târzie. Mâțele ce aveau stăpâni s-au mutat cu dormitul prin casele lor. Beciurile au căpătat lăcăți și vânzătorii de la piață nu mai picurau că le era frig. Acum mâța galbenă cenușie găsea mai greu de mâncare. Abia făcea vreo 2-3 drumuri pe zi, la întoarcere era atât de obosită că suia cu greu podul cocioabei. Dar într-o zi a dispărut des dimineață și nu s-a mai întors. Motănașii stăteau grămăjoară și o așteptau ca să vadă ce fac ei cu atâta foame. Mâța nu se întorcea și până la urmă foamea a scos motănașii pe acoperiș. S-au încălzit o clipă la soare, apoi au prins a depăna o jale în 5 glasuri. Poate au uitat de dânsii și acum și-a amintit. Miau, 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 miau. Apoi celui Dolofan i s-a urât să tot miaune într-una. Las că dacă nu vine mâța, se coboare chiar el să vadă de ce nu vine. De data asta era pățită. N-a luat-o orbește, ci a coborât pe proptea pe care cobora mama sa. Apoi cel mai răsărit, pe semne din zavestic, că alții i-o iau înainte, a coborât și el. S-au luat după dânsul și cei doi tovarăși. Peste un sfert de ceas, toți 5 erau jos. Până și cel micuț se uita amerat în jur ca să vezi al naibii. S-a coborât și el. Când s-a întors biata mețe, nu mai știe ce să facă. În tot largul ogrezii erau semănate 5 plănițe albe. Azi că-ți găsesc ei și singuri de mâncare. Parcă n-au și ei tot câte 4 lăbuțe și un botișor ce prinde îndată urma celor gustoase. O vreme mâța a stat uluită locului. I-a chemat, dar n-au vrut să vie. Numai cel micuț a pornit spre dânsa. Dar în drum a găsit o cutie goală de chibrituri și a prins o miroase. Crescuseră. Și erau atât de micuți și naivi că dacă s-ar fi repezit un gățel, i-ar fi pus pe toți 5 grămadă, dar pe semne a fost cineva acasă în lipsa ei și i-a măgit că au crescut de ajuns. O noapte întreagă s-a căznit până i-a urcat iar în pod. Acum nu era atât de ușor să-i prinzi în gură. Dinspre ziua i-a văzut suiți grămăjoară, dar nu-i putea aduna în culcuș. A venit însă o bură rece de ploaie și i-a făcut micuți cum erau. Stăteau grămăjoară, încălzindu-se lângă dânsa, și mâța a prins ale și era povestea mâților, de la începutul începuturilor și până în ziua de azi le-a povestit de unde vine ciuda câinilor și în sfârșit cei cu șoarecii ceia. Când i-a văzut adormiți, a coborât jos pentru a se dumeri cât o să mai ții ploaiecii. Dar blana ei, pățită de atâtea ori, s-a zburlit rău de tot și i-a spus că vine iarna. Vine o iarnă grea și amarnică, cu zăpadă și ger. Mâța a suit propteaua înapoi, s-a culcat lângă motănaș să se încălzească și tot sta cu ochii larg deschiși, căci erau 5 și toți 5 erau micuți și firavi. Și venea iarna cu zăpadă și ger. Nopți întregi a tot urzit în capul ei 5 vieți de motănași care erau să fie cele mai frumoase. Apoi, într-o dimineață, n-a plecat nicăieri. A găsit câteva coji de pâine ascunse de ea pentru zile negre. Apoi
a găsit o coadă de pește. Era o zi senină și frumoasă. Ce mai bucurie pe capul motănașelor! Habar n-aveau mai înainte că și mamei lor îi place să se joace cu degetul de mănușă. De bucurie ce mare, i s-a suit toți în spate, apoi au prins a-i curăți blana, să o facă și pe ea albă. Mai. Apoi au auzit ceva ronțăind și au stat cu toții la pândă să prindă șoarecele. De-abia pe la chindii au adormit motănașii. Mâța a stat o vreme lângă ei, după care i-a trezit și a prins a-i coborî din pod. Părea să fie supărată. Și nu știau vieții motănași de ce s-a supărat așa de odată mama lor și cum să facă să o împace. Mâța însă nu vroia să se împace. S-a stăricurat pe sub gard chemându-i după dinsa. Pășea încet ca la pândă. Ochii larg deschiși privesc reci, alegând cel mai scurt drum, cea mai bună gaură sub gard. Urechile ei ciupite se ciulesc la fiecare foșnet de frunză, la fiecare lătrată de câine. Cinci ghemușoare albesc în umbrele amurcului, bucuroase că pleacă și ele undeva. O boare de vânt duce prin grădină răcoarea unei nopți de toamnă. Printre crengele goale licăresc ferestrele luminate, și vântul aduce de undeva, dintre case, o mireasmă gustoasă, gustoasă. Apoi deodată mâța s-a oprit, a adunat mătănașii lângă o tufă, l-a luat pe cel mai mare, mai dezmierdat, și au intrat împreună într-o ogradă. O fetiță căreia, pe semne, nu-i ajunsese ziua, stătea lângă parte, cătând cu jind în stradă. Mâța și-a trecut mătănașul pe lângă dânsa, apoi s-a întors și a mai trecut odată. Cum a zărit motanașul, fetița s-a pornit îndată pe urma lui. Până l-a prins. Apoi a luat-o într-o goană spre casă strigând: Bunică! 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 Mâța n-a mai stat să vadă bucuria bunicii, s-a întors iute la motănași, care o așteptau lângă tufe. S-a mirat că sunt numai patru. Apoi și-a mintit. Au mai trecut pe sub câteva garduri și la o cotitură de drum a zărit numai trei blănițe urma ei. Dolofanul dispăruse. Să-și fi dat el oare seama încotro a pornit mâța cu dânsii? Să fi găsit el oare singur un loc bun? A stat o vreme în cumpănă să plece mai departe, ori să-l caute. S-a întors să-l caute. A dat de el cu vreo două ugrezi în urmă. Se oprise lângă o ladă cu gunoi, i se făcuse foame și găsise ceva. A vrut să-l ia cu dânsa, să-i găsească ea însă și un loc mai bun, dar a zărit deodată o mâță cenușie ce venea la ladă. S-a adunat ghem, gata să sară în ajutorul puiului ei. Dar mâța cenușie s-a apropiat de motănaș, s-a așezat alături și a prins a roade ceva împreună cu el. Rodea mai mult de urât ce i se făcuse, căci se vedea bine. Era o mâță cu stăpân, o mâță alintată. N-a mai chemat Dolofanul urma ei. S-a întors la motănaș, care rămăseseră numai trei. Ceilalți doi tovarăși n-au voit să se despartă unul de altul și mâța i-a dus în coridorul unei școli. Podeaua de ciment sufla rece și motănașii n-au vrut să rămână. S-au luat din urma ei. Mâța i-a mai dus odată. Le-a mai cules niște fărâmituri, dar motănașii au mâncat fărâmiturile și au venit iar după dânsa. Totuși a hotărât să-i lase cu orice preț în coridorul școlii. A găsit undeva pe afară un capăt de băsmăluță. Motănașii au prins a se juca cu dânsa și cât se tot jucau ei, mâța a dispărut. Mai greu a fost cu cel mic. Simțise el pe semne că e vorba să-l lepede. Umbla scâncind în urma ei.
L-a vărit într-un beci, dar a ieșit înapoi. L-a dormit într-un coș, da, a sărit iar afară. Tot umblând și scâncind pe la miezul nopții, a căzut într-o groapă săpată pe marginea drumului pentru copaci. Meuna a disperat. Miau, 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 miau. Mâța s-a tupilat în întuneric și stătea tăcută. Mătănașul meu n-a întruna. Mâța, așezut așa multă vreme, apoi a apărut în fundul străzii un omulean. Venea cântând ceva și legănându-se. A trecut pe lângă mătănaș și a continuat cântecul. S-a plecat peste groapă, a scos mătănașul. A stat o clipă pe gânduri, apoi și-a văzut de drum, dar mătănașul s-a punit în urma lui, bucindu-i se. Miau! Miau! Mâța îl urmărea la câțiva pași. Până la urmă, omuleanul cela s-a supărat că nu-și putea sfârși cântecul din pricina mătănașului. S-a oprit, a vărit în buzunar. Mătănașul a muțit la cald, iar omuleanul a pornit mai departe, tot legănându-se împreună cu cântecul lui. Băteau zorii. Vântul umbla prin nivezi, culegând ultimele frunze din copaci. Mâța mergea istovită, haiurită. Ținea capul jos, urecușele sale ciupite nu mai stăteau la pândă și blana ei galbenă, cenușie, atârna căraios pe șira spinării, de parcă era împrumutată de la o mâță mai răsărită ca dinsa. Când s-a luminat bine de ziua, drumurile au dus-o iar la cocioaba veche de scânduri. A urcat iute pe proptea sub acoperiș, dar podul era pustiu. O aștepta un cuibar rătăcit, un deget de mănușă pe care nu-l mai împărțea nimeni. Cuvinte, slăită de puteri, mâța s-a întins alături de cuibar și a rămas să zacă acolo. A stat o zi și o noapte ghemăită. Părea că nici nu mai suflă. A doua zi a sărit jos, hotărâtă să fugă din partea cea orașului, să dispară tot așa cum a apărut se de mult. S-a dus, dar peste o zi a venit înapoi. Apoi a dispărut iar și iar a venit. Culcușul gol îi părea un motănaș de ale ei. Un motănaș pe care nici nu-l putea duce să-l lase undeva. Nici nu-l putea lua cu dânsa. Și a rămas. Apoi a venit iarna. Când o răzbătea gerul, orfoamea cobora din cocioabă. Umbla prin o gradă cu ochii închiși, cu blana zbârlită. Venea lângă lada cu gunoi și aștepta cu minte până s-a setura ultima mâță ca să vadă de-a rămas și pentru dânsa ceva. Rare ori când se abătea vreun străin în ograda aceea, mâța se înviora. Alerga șchepătând în întâmpinarea lui și meuna moale, de parcă vrea să-l întrebe. Miau, miau, miau. N-ai văzut, mata, motănașii mei? Oare pe unde o mai fi? Ce mai fac? Cum mă mai duc? Ei, sărmanii.